Ștafeta veteranilor, eveniment organizat de Asociația Voluntarilor Invictus România, cu peste 20 de voluntari participanți, a ajuns miercuri după amiază la Giurgiu. La mausoleul eroilor de la Biserica Înălțarea Domnului, participanții au fost întâmpinați de primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, și de administratorul public, Ionel Muscalu. Da, este un eveniment de însemnătate aparte, pentru că este un eveniment, până la urmă, foarte important pentru suflet. Este un eveniment care începe astăzi pe această traiectorie albastră cu care ne-am obișnuit de este a noua ediție. Giurgiu este în prima etapă, dar sigur mâine dimineață cei care vor participa la eveniment vor alerga de la Giurgiu spre Alexandria. Am ales ca și anul trecut locul de sosire al celor care participă la acest eveniment să fie mausoleul eroilor pentru semnificația extraordinară din punct de vedere istoric și patriotic. Nu este o întâmplare faptul că oamenii aceștia vor să atragă atenția asupra sentimentului de patriotism, care știm cu toții că a cam dispărut, dar în ceea ce îi privește pe ei, suntem siguri că este unul real, pentru că cei de la Invictus sunt oameni care participă sau au participat pe diferite teatre de operațiuni militare efectiv la război. Ei știu ce fac și știu despre ce vorbesc. Eu sunt Marian Ilieș, sunt voluntar Invictus, sunt coordonatorul acestui eveniment la nivel național. Și ceea ce pot să vă spun în principal despre acest eveniment este că se află la a noua ediție și este un eveniment de suflet al nostru, al voluntarilor Invictus, și am curajul să spun că este un eveniment de suflet al tuturor românilor, deoarece prin ceea ce facem, prin alergare pe distanțe mai mari decât cea de maraton sau chiar și prin pedalare, prin faptul că ne oprim la monumentele dedicate eroilor care au murit pentru această țară, ne arătăm respectul ce celor li se cuvine. Și totodată, că am vorbit de eroi de ieri, că așa-i numesc pe cei care și-au pierdut deja viața, dar totodată avem și eroi de azi, pe militarii răniți în teatrele de operații, și acest eveniment este dedicat în același timp și lor. Ștafeta veteranilor însumează 3800 de kilometri, iar momentul de maximă intensitate va avea loc pe 25 octombrie la Monumentul Ostașului Român din Carei, când ștafeta își va împlini misiunea de a prezenta onorul în mod simbolic tuturor celor care s-au jertfit pentru România.